Peste 200 de pasionați ai orientării sportive din toată țara s-au adunat în weekendul trecut la cea de-a 6-a ediție a competiției de orientare sportivă Ready Nord. Evenimentul organizat în satul Chișcărenii din raionul Sângerei a atras atât amatori, cât și sportivi experimentați dornici să își pună la încercare abilitățile de navigare și rezistență fizică. Am decis că participă la această competiție, îmi dezvoltă mușchii și respirația. Te-ai pregătit mult pentru asta? Vreo 2 săptămâni, maximum. Am decis să particip deoarece practic acest sport deja de 2-3 ani și mă consider un sportiv de performanță. Acest sport se numește orientarea sportivă și e un sport interesant deoarece îți pune toate simțurile în mișcare și proverbul care îl caracterizează cel mai bine este unde nu-i cap, vai de picioare. Чтобы улучшить свои успехи и большему научиться еще. А насколько интересно тебе этот вид спорта? Ну, я на него больше всего хожу. Мне очень интересно. Vladimir Dectirov are 77 de ani, iar pentru el competițiile de orientare sportivă au devenit deja o tradiție. Сейчас это уже где-то традиция по инерции. Раньше это было, кажется, и больше соревновательный процесс, и удовольствие, я сказал, что это хобби стало. Вот. А сейчас это уже как бы немножко традиции. Ready Nord nu este doar o competiție, ci și o oportunitate de a conecta oameni pasionați de aventură și natură, au declarat organizatorii evenimentului. Copiii pe parcursul acestei competiții se vor orienta cu ajutorul hărții și cu ajutorul busolei. Sunt puse traseele corespunzător categoriei din care fac parte și într-o perioadă de timp trebuie să îndeplinească acest traseu. Avem cupe și diplome și avem parteneri care ne-au susținut în realizarea acestei competiții destul de importante. Sunt împărțiți în categoriile diverse vârste fiecare și ei trebuie să parcurgă un traseu prin satul Chișcărenii, în dependență de categoria de vârstă. Dacă sunt mai mici, au până la 1 kilometru, dacă sunt elită 21, 35, 18 și 20, de acum parcurg circa 4,5 km. Cei mai buni s-au ales cu diplome de onoare și trofee.